activitățile pe care le desfășoară operatorul regional al Paselix în această perioadă se numără și preluarea sistemelor create în mediul rural pentru apă și canalizare. Vă rog să ne spuneți cum stă la ora actuală această acțiune, această activitate pe care o desfășurați. Sigur că da, cu plăcere chiar, pentru că este un subiect destul de fierbinte. Aproape toată lumea știe și comentează aceste aspecte. Ceea ce o să vă spun acum în puține cuvinte, ca să nu plictisim telespectatorii dumneavoastră, se referă strict la partea tehnică de preluare și una, două aprecieri vis-a-vis de activitatea de preluare și ce va însemna pentru operator în viitor. La data de astăzi am încheiat toată procedura de preluare a serviciului de apă și canal în comuna Malu. Prin acta adițională este evident, avem dosarul complet, am început să operăm cu data de 1 ianuarie și pe apă și pe canal. O să fac o remarcă mică vis-a-vis de sistemul de canalizare și de stația de epurare nouă care este dată în funcțiune de curând. Trebuie să vă spun că la Malu există, la preluare existau 886 de clienți, că așa îi numim noi, care se bucurau de serviciul de apă și doar 60 de familii raportate la sistemul de canalizare. Și aici vreau să fac remarca vis-a-vis de sistem de canalizare și stație. La momentul acesta nu am făcut toate probele pentru că influentul, adică materialul care trebuie să fie prelucrat în stație, apa uzată în speță, nu este suficient cantitativ astfel încât să obținem rezultatele pe care trebuie să le obținem acolo, astfel încât activitatea de prelucrare a apei uzate să fie în conformitate cu normele de sănătate publică și toate celelalte norme impuse de Comisia Europeană. Pot să vă spun că vis-a-vis de aceste preluări trebuie să și avem obligația unui plan tarifar pe care trebuie să respectăm și vom opera peste tot cu prețul pe care îl avem acum în funcție, ca să zic așa, acel preț de care mai vorbeam și care nu s-a schimbat din 2012 și ca o paranteză, în 2012 salariul minim garantat era 680, acum este exact dublu de la 1 mai. Închipuiți-vă ce efort financiar major trebuie să facem pentru ca să susținem aceste creșteri salariale cu același preț la apă și la tariful de canalizare. Vis-a-vis de Comuna Malu, pot să vă spun că activitatea anului trecut pe sectorul de apă a însemnat o pierdere de 66% pentru primăria Malu, că sistemul era exploatat de Consiliul Local și de oameni de angajați ai primăriei, respectiv față de 266.000 de lei cheltuieli curente cu tot ce include această activitate de livrare a apei, captare, transport și tratare și distribuție, față de 159.000, de 66% din câte îmi amintesc și sper că îmi amintesc bine a semnat această activitate. Vă las pe dumneavoastră și pe cei care se uită la interviul nostru să socotească ce înseamnă în viitor. Pentru noi este și un fel de provocare, fiindcă va trebui să avem un serviciu de calitate și continuu. Nu mai contează ce a fost până acum, contează ce este de acum încolo, iar responsabilitatea operatorului este majoră, fiindcă așa cum se constată și aici, la Giurgiu și în zonele în care operăm, nu ne permitem să glumim cu potabilitatea apei, să-i spunem așa, și cu serviciul de canalizare, astfel încât să apară disfuncții sau, mai grav, probleme de sănătate. Am preluat și personalul pe care l-am găsit ca fiind angajat pentru serviciul de apă. Am modificat organigrama în funcție de necesitățile noastre ca și la stația de epurare să avem oameni calificați și, sigur, sub supravegherea celor care lucrează de ani de zile la stația de epurare la Giurgiu.
Și cam atât aș putea să vă spun. Sper să fie un serviciu profitabil. Prețul va fi de 2,70 plus TVA la apă și 2,54 plus TVA-ul de 20% la canal. Este absolut obligatoriu, nu este un moft al operatorului. Suntem obligați ca peste tot să prestăm același preț. A doua comună pentru care suntem extrem de aproape, în câteva zile facem actul adițional cu ADI, adică ADI îl face și preluăm și serviciul de apă, este comuna Izvoarele. Aici lucrurile sunt mai simple pentru că nu există canalizare în comună. Va fi numai serviciul de apă care există în funcțiune la Valea Bujorului și Izvoarele în sine. Înțeleg că acolo sunt 6 salariați, o să-i preluăm pentru că ideea noastră este să nu facem naveta în comunele în care prestăm serviciu, pentru că de altfel cheltuielile vor fi mult mai mari decât sunt ele de fapt. Preferăm să fie oamenii locului, au și ei de muncă, avem și noi siguranța că în orice moment al zilei 24 din 24 există cineva acolo, fără să fie navetist neapărat. La Izvoarele există vreo 350 de abonați la apă. Țin să menționez că la Izvoarele apa care este livrată populației acum și gospodărilor țărănești este apă pentru gospodării, nu este potabilă, întrucât sistemul de clorinare nu funcționează. Sub această rezervă preluăm serviciul de apă. Avem obligativitatea evidentă să luăm măsurile necesare astfel încât să nu livrăm pentru consum apă potabilă atâta vreme cât ea nu este tratată în mod corespunzător. Investiția nu este extrem de apăsătoare, însă e destul de consistentă. O să dureze puțin timp până când facem toate demersurile, formele și modificarea instalației de clorinare, care și așa e deficitară la acest moment, pentru că ne confruntăm, ca și la Mihaele și la Volentin, cu depășirea procentelor care admit o anumită cantitate de fier și mangan în apa potabilă. Vreau să vă spun că este depășită și la Valea Bujorului la acești doi parametri și la Izvoarele. Am mai trecut prin asta, asta este toată pânza freatică până în Mehedinți de la Frătești. Știm ce avem de făcut, în cel mai scurt timp posibil, care înseamnă câteva luni, cei de acolo vor putea să consume și apă potabilă. Cam atâta despre preluări, a mai existat o tentativă cu adunații Copăceni. A rămas ca la început în ideea că apa sau sistemul de apă de acolo trebuia regândit în totalitatea lui, din câte spun colegii mei din comisie, pentru că și acolo am fost cu o comisie pe care am numit-o prin decizie și care are această responsabilitate de a inventaria sistemele pe care le preluăm, astfel încât să știm pe ce picior dansăm, cum se spune. Acolo lucrurile au rămas în așteptare. Înțeleg acum din surse că de la anumite persoane care știu despre ce este vorba acolo, că se regândește sistemul, așteptăm. În rest, în județ mai există sisteme de apă și aici colo de canalizare, care încă nu au solicitat prin ADI să le preluăm și au fost executate pe alte surse decât cele din surse nerambursabile europene, pe surse de finanțare internă. În afara procedurilor administrative și a celor tehnice, înseamnă și eforturi financiare pentru operatorul regional aceste preluări? Cu siguranță da. Spuneam că va trebui ca și la Malul și la Izvoarele să facem investiții. La Malul, pentru că stația de clorinare are oarece probleme tehnice, deja am comandat pompe și tot ce ne trebuie ca să reabilităm într-un anumit fel, pentru că stația e făcută, înțeleg eu, din 2003 și a fost exploatată local, stația de apă. La Izvoarele va trebui să facem sisteme de filtrare și de tratament a apei ca să putem să ne înscriem sub
procentele maxim admise pe litru de aceste două elemente, fierul și manganul. Cum s-a derulat colaborarea cu reprezentanții primărilor aici unde ați preluat dumneavoastră sistemele? Pot să vă spun că nu au fost disfuncții majore vis-a-vis de comunicarea în sine, doar că a durat cam mult să se emită acele documente care să stea la baza și care trebuie să ne parvină nouă, astfel încât să putem să operăm conform cu contractul de delegare pe care îl avem din 2007 cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Respectiv, hotărâri de Consiliu Local care privesc apartenența terenurilor pe care se află sistemele deja executate, apartenența la sistemul public, hotărâri de Consiliu Local care să accepte acest preț și multe altele, avize, autorizații, tot ce trebuie să existe, astfel încât noi să putem să luăm din mers și acolo unde nu există să facem ce trebuie, astfel încât să operăm normal ca un serviciu de utilitate publică. Nu au fost probleme deosebite. Dacă cumva cineva crede că au fost, stau la dispoziție cu anumite întrebări sau să dau răspunsuri, sigur că orice început se... Știți cum e, sunt greu bătrânii de urnit, dar de urnești sunt greu de oprit. Nu o să ne mai oprim în livrarea de apă și... Pentru că asta este sarcina operatorului, trebuie să o facem normal, cum trebuie, și chiar cu pasiune, pentru că altfel, acolo unde nu există dorință să faci un lucru bun, pot să apară multe altele care să producă disconfort, cel puțin disconfort. Vorbeați despre clienți și în acest domeniu, mai ales în mediul rural, există o mentalitate destul de solidă care poate fi greu depășită. Oamenii sunt obișnuiți să-și asigure necesarul de apă din surse proprii, din fântâni sau puțuri, cum li se mai spune în zona noastră. Din acest punct de vedere, ce ne puteți spune despre deschiderea celor din mediul rural către sisteme moderne de furnizare a apei și pentru canalizare? Da, e o problemă delicată, pentru că țăranul român și numesc așa cu... Știu ce spun, pentru că și eu provin tot din mediul rural. Am trăit până la începerea liceului la țară și am băut apă din fântână. Pânzele freatice de aici, de la noi, este pânza aceea vestită despre care știm mai multă lume, Frătești Mehedinți, este sau conține elemente care sunt nocive sănătății omului. În consecință, ea nu este potabilă. Oriunde sunt întrebați, spun treaba asta, oamenii înțeleg, numai că uneori există neputința de a-și plăti acest serviciu și, în consecință, cei care guvernează s-au gândit la un sistem de susținere a familiilor care trăiesc sub o anumită limită a câștigului care să le asigure un trai decent, să subvenționeze așa cum, de fapt, e și la energie termică, la transport local și, dacă vreți, și la iluminat public, pentru că iluminatul public este și el subvenționat într-o formă puțin mai elegantă, pentru că el, în general, este folosit pe timpul nopții, când tarifele sunt mai mici în sine pentru energia electrică. Modificarea care s-a produs asupra legii care tutelează desfășurarea serviciului de apă și apă uzată, anul trecut, prevede obligativitatea autorităților publice locale de a subvenționa într-o anumită limită și pentru anumite persoane defavorizate plata apei potabile. În privința canalizării, lucrurile sunt ceva mai delicate, pentru că dacă aici omul poate să conștientizeze că acel consum de apă din fântâna proprie pentru băut și pentru mâncare poate să-i fie nociv în funcție de fiecare în parte și de valorile care există în zona respectivă, pentru că ele sunt fluctuante, valorile acelor parametri care deranjează sănătatea. La canalizare lucrurile sunt mai delicate. Există și acum, acolo unde se implementează canalizarea, familii care dețin fose vidanjabile, unii nu vor pentru că le este mult mai simplu să procedeze așa, să se racordeze, să se lege la sistemul de canalizare, iar ceilalți, o parte, nu au posibilitatea
Și pe ceilalți, și pe cei mai mulți nu îi poți obliga. De fapt, nu există o lege care să îi oblige să folosească sistemul de canalizare al localității respective. Și în consecință, omul își alege funcție de educație și funcție de capacitatea de a plăti acest serviciu și alege să fie branșat sau nu la rețeaua de canalizare. Aici este o problemă, pentru că nici stațiile de epurare nu lucrează la capacitatea pentru care au fost proiectate și, în consecință, lucrează în pierdere. Produc pierdere, consumă mult și produc foarte puțin. Să revenim și în municipiu, până când veți rezolva problemele privind calitatea apei din mediul rural, acolo unde ați preluat sistemele. Aici lucrurile sunt puse la punct și chiar aș vrea să vă întreb, apropo și de mentalitate, ce vorbeam mai devreme, a devenit aproape o modă ca oamenii să consume apă plată, cumpărată, plată din comerț, gândindu-se că este de cea mai bună calitate și absolut sigură pentru sănătatea oamenilor. Ce ne puteți spune din acest punct de vedere? De ce cumpără oamenii apă plată în condițiile în care, așa cum spuneam, în municipiu se știe calitatea apei este asigurată la parametrii... Da. Am o părere personală vis-a-vis de această îndeletnicire de a cumpăra și a consuma apă plată, pe care îmi permit să nu o expun, însă vreau să vă spun că peste toate cele, cred că sunt bani care sunt cheltuiți fără să fie nevoie. Întrucât apa de la robinetul Giurgiuveanului este în aceleași condiții de calitate ca și apa plată. Aici m-am mai spus-o, am un of, primul meu gând când am venit la pe scaunul acesta să manageriez activitatea de, sau acest serviciu, a fost să construim o fabrică de apă plată și una cu carbogazoasă, așa, că se poate injecta în apa plată sifonul acela pe care știe toată lumea și obții apă carbogazoasă. N-am reușit pentru că nu au fost fonduri suficiente, iar cei care cumpără apă plată așa consideră necesare, ca și cu dragostea față de animale, unii nu au doar un singur cățel pe care îl plimbă, poate au 2, 3, fiecare cum simte că trebuie să trăiască modern. Cam asta este părerea despre apa plată. E bună, e sănătoasă, dar și a noastră e la fel de bună și la fel de sănătoasă și costă față de ce plătește Giurgiuveanu și nu numai, de aproape 2000 de ori mai puțin pe sticlă. Un metru, 1000 de litri de apă la operator înseamnă aduși la robinet. Rețineți, nu merge cetățeanul să-și cumpere de la magazinul din colț, costă 2,70 lei. Și o sticlă de apă minerală de jumătate la PECO, să zice că ești pe stradă sau la magazin, costă în jur de 2 lei. Închipuiți-vă și dumneavoastră că într-un metru cub intră 2000 de sticle de apă, pe care ori 2 lei fac mulți bani. Mulți bani. Da, fiecare își cheltuie banii cum știe mai bine. V-aș propune să continuăm și cu un alt subiect, și anume cel mai valoros, cel mai mare proiect ca și valoare din județul Giurgiu, acela privind extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Operatorul regional APA Service este cel care l-a implementat. Spuneți-ne care este situația acestui proiect la ora actuală. După cum observație, m-a cuprins așa un oftat, adică îmi regrez respirația pentru că au fost probleme serioase, a fost primul proiect de asemenea învergură. Eu l-am preluat spre ultimii 3 ani. L-am închis și bucuria mea mare este că l-am închis așa cum ne-am și angajat prin toate contractele. A fost greu. Mai greu a fost pentru colegii mei care l-au păstorit, să spunem așa, și care l-au implementat până la în 2013 iunie, când am ajuns la APA Service. Însă și nici pentru mine n-a fost ușor și colegii mei. Vreau să vă spun că am primit confirmarea că totul este ok, inclusiv partea financiară de plăți și rambursări. Trebuie să spun totuși cu bucurie că ne situăm printre, sau dacă vreți, nu ne situăm printre cei peste 50% din operatorii din România care încă n-au terminat și și-au fazat lucrările și nu-mi permit să mă gândesc când ar putea să termine prima etapă,
care inițial a avut termenul 2013, s-a prelungit din motive obiective, din multe motive obiective până în 2016. Sunt tare bucuros și vă mulțumesc de întrebare, fiindcă chiar n-a fost ușor. Urmează etapa a doua pe Poim, toată lumea face previziuni, toată lumea știe sau nu ce localități sunt vizate pentru dezvoltarea pe mediu. Toată lumea așteaptă să implementăm și la țară restul de proiect, care este în jur de vreo 93 de milioane de euro. Banii nu au ajuns încă, așa cum se spunea că am pierdut nu știu ce bani. Suntem la faza de atribuirea asistenței tehnice proiectului, asistență care include tot ce înseamnă pregătire, mai puțin contractele de lucrări. Ca și perspective investiționale ale societății pe care o conduceți, ce ne puteți spune? Da, societatea are un BVC limitat la, pe partea de investiții, la posibilitățile reale ale noastre. În fiecare an ne propunem și am făcut investiții. Dacă vreți, primăria a fost partenerul nostru principal, fiindcă, așa cum se întâmplă în proiectele mari, să mai fac comisiuni. Au rămăseseră aici, colo, străduțe, fundături, ulicioare, ulițe, fără să fi fost prinse în acel proiect. M-am investit ceva bani și le-am executat noi, pentru că suntem, dumneavoastră sunt acționari, de fapt, Consiliul Local, cu, știți, cu 82%, 83%. Și atunci, ca să cheltuie mai puțin, ne-au încredințat noi aceste mici lucrări, care uneori au fost mai măricele, dar ne-am bucurat că am avut o altă sursă de venit pe care am folosit-o la investițiile proprii sau la dotări. Și vis-a-vis de treaba asta, dacă m-ați întrebat de investiții, am o păs mare pe care nu reușesc să rezolv alături de construcția acelei fabrici, că văd că lumea tot cumpără apă plată, lângă una din captările noastre care se pretează, știți, este, cum să spun, avem tot ce ne trebuie, ne-a dat de sus numai banii necesari, sau dacă vreți, poate voința sau lipsa de, în sfârșit, vă spuneam că am dat spre proiectare, am și plătit o parte din proiect pentru o clădire de birouri aici în interiorul incintei operatorului, fiindcă odată cu trecerea timpului, numărul de salariați a crescut, pentru că și plaja de operare și activitățile au crescut în consecință. Oamenii sunt foarte înghesuiți pe aici, pe acolo, nu știu ce să vă spun. Și n-am avut această posibilitate să fac, aici în curte, cum am proiectat, un spațiu de birouri de 45 de locuri erau. Eu nu m-am inclus acolo, aș rămâne în cămeruța asta pentru că mă simt bine. Poate dă Dumnezeu și găsim și sursele astea să facem investiția. Mai am, iertați-mă puțin, un lucru foarte important. Am mulți promisiunea și vreau să spun că aproape tot ce a promis domnul primar că face pentru ca acest serviciu să se desfășoare bine, a făcut. Mi-a promis că i-am luat promisiunea să reabilităm cel puțin partea de termoizolație, unul din bazinele de la stația de pompare Giurgiu Nord, care a fost reabilitat, cred că acum vreo 10 ani, dar arată ca după bombardament și mi-este pur și simplu jenă. Este o arteră de circulație intensă acolo în zona Lacta și costă ceva bani, însă dacă există voință și o să o rezolvăm rapid, este una din partea de investiții care mă, cum să spun, arată și imaginea operatorului într-un fel și acolo nu este o imagine plăcută ochiului. Tehnic vorbind, acel bazin e funcțional, însă știți cum e, ca și casa, ca și alte edificii, ele trebuie să întreținute din când în când și ca să arate cel puțin ca și activitatea noastră a operatorului, care este una ce merge pe plus. Am ținut să spun, pentru că lumea nu știe toată. Și mai am o rugăminte. Sunt pe calea cea bună, asta este preambulul, sunt pe calea cea bună de a elimina
în mare măsură pierderile și furturile de apă. Ele există. Toată lumea se ferește să discute despre ele. Însă, până la urma urmelor, noi gestionăm averea statului, adică a UAT-urilor, și trebuie să punem o regulă în treaba asta. Avem și o reclamă care sugestiv amintește oamenilor într-un din ziarele locale că trebuie, după ce consumă apa, să o și plătească. Avem și o echipă de control care face inventariere zilnic. Avem și o echipă de debranșare, rebranșare, acolo unde, neavând încotro, trebuie să procedăm, să punem în practică procedura de recuperare a banilor. Avem și serviciul juridic, unde sunt multe dosare care sunt generate de neplată și așa mai departe. Rugămintea mea este că acest serviciu nu este nici al meu și nici al operatorului. Noi îl prestăm acum. Este pentru populație și populația, așa cum consumă și alte bunuri, consumă și apă și eu zic că e de foarte bună calitate și în consecință trebuie să-l plătească. Din acest punct de vedere, despre asta vă propuneam să vorbim în final, cum au evoluat lucrurile și ce s-a întâmplat pozitiv, să spunem așa, asta înțeleg din mesajul dumneavoastră, în ceea ce privește plata serviciilor pe care le prestați, a produsului pe care le prestați de către Giurgiuveni. Mi-aș dori să nu repet, am spus deja o parte din ce vroiam să spun. Sunt pe drumul cel bun, am depistat, mi-este, cum să spun, sigur, nu e singur operator care se află în situația asta. Aproape tot sudul țării suferă cumplit, iar restul țării suferă și ea, dar nu ca în partea asta de sud a țării. Nici nu vreau să mă refer nici la mentalitate, nici la capacitatea de a plăti serviciu, nici la faptul că nu au apărut norme care să reglementeze ce vă spuneam că a apărut în legea ca modificare anul trecut, astfel încât primăria să subvenționeze acolo unde oamenii chiar nu au posibilitatea, însă activitatea se desfășoară în acest sens și trebuie să vă spun doar că am recuperat miliarde bune din banii de la cei care nu au vrut sau aveau să-i plătească și n-au făcut-o de bunăvoie. Și atât.